Domnule președinte, care a fost situația pe cele trei piețe pe care le reglementează și supraveghează ASF? Care era situația la finalul anului 2014 și care sunt prioritățile de top strategice ale ASF pentru anul 2015? Aș putea să spun că 2014 pentru noi, pentru toate piețele de servicii financiare non-bancare, a fost un an mai frământat și un an de reașezare. Un an de reașezare instituțională, pentru că a trebuit să găsim sinergiile între cele trei sectoare și să integrăm modul de abordare. După cum știți, inclusiv instituția noastră a trecut prin mai multe faze și în sfârșit suntem la încheierea unui proces, ca să nu zic un ciclu de reorganizare pe cele trei sectoare, dar și pe politici unitare, pentru că esența integrării, supravegherii și reglementării acestor piețe a fost identificarea sinergiilor și evitarea suprapunerilor, și există sinergii între aceste piețe și există chiar interdependențe. În al doilea, piețele în sine încă nu și-au revenit în totalitate după criza financiară. Iată, la 5 ani, mai mult de 5 ani probabil de la criza 2008-2010, ne uităm că nici piața bancară nu și-a revenit, însă piețele nefinanciare au înregistrat o evoluție dinamică într-un context în care pe piața bancară dobânzile au scăzut destul de mult și au migrat resurse după piața bancară și mai ales din depozitele bancare spre piețele nefinanciare și în principal fondurile mutuale. Statistic, piața asigurărilor, spre exemplu, a fost cam la același nivel, putem să vorbim de plus minus 1%, nu avem datele la sfârșitul anului 2014, dar pe datele la 9 luni, cu o ușoară scădere pe asigurările de viață, și asta este aproape de înțeles, pentru că sunt efecte ale crizei atât care se reflectă în veniturile oamenilor și mai ales în veniturile disponibile pentru investiții și pentru economii, produse de acest gen care nu s-au mai vândut așa de bine ca înainte. Pe de altă parte, și pe partea de investiții și de plasamente, randamentele mai scăzute decât în anii precedenți, deși atât fondurile de investiții și fondurile mutuale au înregistrat randamente foarte bune, cu mult superioare dobânzilor bancare. În același timp, noi, ca și autoritate, am intervenit în transformarea structurală a acestor piețe. Știți foarte bine, mai ales piața asigurărilor obligatorii la asigurări destul de debalansată, să zic așa, încă, mă rog, costurile sunt mai mari decât veniturile, avem încă jucători cu probleme financiare și a trebuit să reînvigorăm niște reguli concomitent cu elaborarea unui nou cadru legislativ care schimbă fundamental piața asigurărilor din 2016. Este vorba de trei proiecte de legi pe care noi le-am finalizat în 2014. Unul privește directiva Solvency II și introducerea regimului asigurărilor generale în România pe bază de supraveghere, pe bază de risc față de conformitate care este astăzi, și a însemnat rescrierea legii asigurărilor. Al doua, avem un proiect de lege privind, mă rog, numim rezoluție, dar privește, de fapt, tratamentul companiilor cu probleme înainte de insolvență și de faliment.
având în vedere că avem și câțiva jucători așa cu probleme mai mari decât ceilalți și vrem să reorganizăm și fondul de garantare al asiguraților ca o instituție independentă, autonomă, cu gestiune și cu conducere separată. La fel, pe piața de capital am avut transformări radicale aproape la sfârșitul anului. Avem astăzi 5 legi noi, începând cu legea 151 care reorganizează, desfințează piața Rasdag, legea recent publicată, numărul 10 pe 2015, care aduce modificări atât legii pieței de capital, cât și altor acte normative primare. Am avut ordonanța 90 pe 2014 a legii de capital care aduce modificări la fel de importante. Avem acum în procedură de urgență o lege la Parlament privind fondurile mutuale, de fapt administratorii fondurilor. Fondurile mutuale este legea 10. Și avem pentru prima dată poate un regulament al Uniunii Europene care se aplică direct ca lege fără să mai treacă prin adoptarea unui act normativ local. Concomitent, deci am avut transformări la nivel instituțional, dar concomitent au fost și emisiuni noi care au crescut, au dinamizat piața de capital și încercăm să aducem produse tot mai bune și mai atractive pentru investitori. La piața pensiilor lucrurile au fost mai predictibile, s-a continuat alocarea pentru pensiile private, pilonul 2 a contribuției statului. Această piață s-a dezvoltat. Principala noastră preocupare este să supraveghem fondurile de pensii și mai ales politica lor de investiții la care probabil o să lucrăm acum. Având în vedere transformările instituționale pe care le-am avut și încheierea acestui proces la sfârșitul anului și acest proces de reglementare inclusiv legislativ la nivelul celor trei piețe, toate concurând către o integrare mai pronunțată și o valorificare a sinergiilor și o abordare unitară a acestor piețe, suntem la început de an cu o bază mai solidă și cu o strategie mai clară și mai coerentă. Ați menționat mai devreme despre faptul că piața asigurărilor era debalansată, dezechilibrată și anul trecut în intervențiile publice ați atras atenția asupra acestui dezechilibru din piața asigurărilor. Când se va echilibra piața asigurărilor și în contextul măsurilor luate de ASF? Și ce măsuri mare în vedere ASF pentru echilibrarea acestei piețe? Noi am văzut o evoluție progresivă. Piața asigurărilor a avut și are două categorii de probleme. O problemă de produse, de prețuri și de costuri, pentru că piața este dominată de asigurările obligatorii și în speță asigurările de autovehicule, vehicule, care reprezintă cam 50% din piață, care în toate piețele este un produs de bază. Este un produs care se oferă unor consumatori și este un produs simplu și care trebuie să fie un produs competitiv, pentru că este o asigurare obligatorie și din care nu-ți consolidezi situația financiară și de asta, mă rog, aici trec la a doua categorie de jucători. E o categorie de jucători, de instituții, de societăți de asigurare care sunt concentrate într-o proporție prea mare pe acest produs și din cauza asta au probleme financiare. Pentru că, așa cum ziceam, produsul ăsta nu e un produs cu valoare adăugată, nu e un produs sofisticat, nu e un produs la care să creezi ceva, e pur și simplu un produs de bază pe care, mă rog, poți să faci niște venituri de bază. Dacă nu-ți controlezi cheltuielile la acest produs, ai probleme financiare.
Și de aici rezultă 70-80% din piața asigurărilor de RCA este deținut de 4 societăți în portofoliu cărora acest produs este preponderent și care se zbat cu probleme financiare, tocmai din cauza că acest produs, fiind simplu, are și un preț corespunzător și pentru că mediul mai degrabă favorizează creșterea costurilor care depășesc veniturile. Și atunci noi am intervenit în ideea controlului costurilor mai degrabă, atât cât putem. Și el se reflectă în două direcții. Unul este daunalitatea și frecvența daunalității mai mare în România decât și în perioada anterioară, decât și în comparație cu alte țări. Daunalitatea în România este de 70% față de 2-3% în Europa. Asta înseamnă mult mai multe prime folosite pentru plata despăgubirilor. Noi avem un protocol cu Ministerul de Interne și suntem acum într-o perioadă de a revedea colaborarea și baza de date ca să urmărim mai bine cui se datorează această daunalitate și să ajungem cât mai mult să facem o legătură directă între persoana asigurată, mai mult decât vehicul, și comportamentul în trafic a acestei persoane și să eliminăm pe cât putem segmentările de vârstă, spre exemplu, care sunt acum cele mai la îndemână. Și desigur că e numai începutul acestui proces, dar aici se poate controla mai bine și unde sunt costurile și de daunalitate mai mari și mai ales de ce sunt ele generate și mai ales legătura individuală cui îi se datorează. Acum se face mai degrabă așa o medie și atunci sunt oameni, cum este segmentarea pe categorii de vârstă, sunt oameni care n-au nicio vină, dar sunt de fapt victima unei medii la segmentul respectiv, pentru că media este mai mare. A doua categorie de costuri pe care noi le-am concentrat au fost costurile de intermediere, așa numitele costuri de achiziție. Câte costă ca să vinzi o poliță de asigurări RCA? Această politică de vânzare a fost destul de volatilă, inconsecventă, pentru că am ajuns în situația în care, din dorința de a obține cotă de piață, societățile au oferit reduceri în cascadă, fără un control asupra riscurilor pe care le-au expus prin aceste reduceri, ci uitându-se numai, au fost de fapt niște prime comerciale, niște prime de risc care au fost introduse în tarifele acestor polițe și a trebuit să reînvigorăm până la urmă principiile de un business sănătos la nivelul societăților și cheltuielile de intermediere foarte mari pe care noi le-am identificat la nivelul brokerilor de asigurări și după câte știți am intervenit și acolo cu niște măsuri, nu atât de radicale cât am fi vrut noi, dar ceva, mă rog, așa, mai degrabă tranzitoriu. Vreau să vă fac însă remarca că în anul 2014 societățile de asigurări au transferat la contribuții la capitalul social de 145 de milioane de euro, care face parte din același proces de reechilibrare a pieței. Noi mai avem un an la dispoziție ca să aducem piața în echilibru și ca să răspund acum direct la întrebarea pe care mi-a spus-o, este sper că la sfârșitul acestui an piața să fie echilibrată. Atât din reașezarea primelor, dar mai ales din reducerea costurilor și din recapitalizare. Reașezarea primelor nu neapărat că ele trebuie să crească, ci ele trebuie să fie mai echitabile. Și cum am văzut și noi așa în ultimele 2-3 luni așa reacțiile,
sunt diferențe prea mari. Adică în Europa, spre exemplu, sunt și în Europa segmentări pe vârste, dar diferența nu este cum am văzut aici cazuri de 1 la 4, poate să ajungă la 1, 1, 5, 1, 2, dar nu la 4, nu 1 la 5 cum este la noi. Și noi asta facem acum, de fapt revedem toate aceste primere, discutăm cu societățile de asigurare și vrem să recalibrăm până la urmă situația tarifelor, să controlăm costurile și să stimulăm recapitalizarea. Ce posibilități are ASF să intervină pentru eliminarea acestor diferențieri excesive, cum spuneați uneori, de 1 la 4 la... Înțeleg că ASF face o analiză la acest moment. Noi avem două direcții de acțiune. Mijloacele noastre de a interveni pe rezolvarea problemei sunt unele de persuasiune, în sensul că punem în lumină și pentru informarea publicului, dar și pentru comparații între diversi asiguratori și punem în lumină ce stă la baza tarifării, care sunt calculele actuariale care au conduc la stabilirea unor asemenea tarife și de ce sunt aceste calcule actuariale, unele pentru tinerii până la 25, până la 30 sau până la 35. Și noi avem autoritatea ca să le cerem aceste informații și noi lucrăm acum cu societățile de asigurări ca să ne spună ce au la baza acestor calcule și am putea să ajungem până la a le face publice, ca să vadă lumea de fapt despre ce este vorba. Și acolo se văd, sunt două componente în calculul unei prime RCA. O componentă este daunalitatea și a doua componentă este vătămarea corporală. Vrem chiar să le facem separat, pentru că daunalitatea este din cauza accidentelor, vătămarea corporală ceva mai serios, dar s-ar putea ca în vătămarea corporală societățile de asigurări să ia în calcul o valoare exagerată. După cum ați văzut, pe prima de asigurare, pe polița de asigurare, pe RCA, este trecută chiar cifra de 5 milioane de euro. Asta pentru că este așa un... o limită europeană. Costul cu vătămarea corporală este mai puțin, evident, mult mai jos în România, dar în creștere. Anul trecut, daunalitatea corporală a crescut cu 40%. Nu știm dacă asta este reală sau este pur și simplu. Mi-e teamă că vătămările corporale revin așa o preferință pentru pentru avocați și nu știm exact cât merge la persoana vătămată și cât la intermediar, dar ea trebuie măcar identificată și știută cât presiune pune sau cu cât contribuie la creșterea primei. Și a doua este daunalitatea. Și am vrea să mergem pe niște calcule separate. Am vrea să mergem pe identificarea riscurilor mai degrabă decât pe grupele de vârste, numai că ăsta este un proces care nu se poate face pe termen scurt, că asta înseamnă metodologie, înseamnă dotare, înseamnă asta, 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 și să mergem pe identificarea riscurilor și eventual asigurări pe persoană mai degrabă decât pe vehicule. Deci a doua direcție este colaborarea cu Asociația Actuarilor din România, cu care vrem să facem niște calcule și ei neutru să pună pe piață informația cam care este un tarif standard și de unde vine el. Pur și simplu bazat pe riscuri, care evident că poate să aibă oscilații în sus și jos în politica de tarifare, funcție de ce segment de clienți vrei să atragi. Și mă rog, a mai putea o mai bună informare a publicului și cred că genul de presiune care se pune din partea publicului a consumatorului este binevenit, pentru că ne ține alerți și ne împing să reconsiderăm anumite lucruri, inclusiv de genul cum am reconsiderat zilele astea norma
privinderi ce au, cu câteva ajustări care eventual nu pot fi realizate într-o primă etapă și așa de repede pe cât ne-am imaginat noi. Dar, cum ziceam, regimul Solvency II schimbă peisajul în asigurări și probabil în anul 2016 vorbim despre altceva și atunci, vrând nevrând, o supraveghere bazată pe risc, nevoia de recapitalizare, cum ziceam, care trebuie este și avem acum în semestru 1 un exercițiu de revizuire a activelor și pasivelor societăților de asigurare care ne va arăta dimensiunea nevoii de recapitalizare și atunci o să vedem, până la urmă revenim cu ce am început discuția, că avem nevoie de jucători puternici. Când va debuta acest audit pentru compania de asigurări și când se va... El debutează în februarie și se încheie în iunie. Pentru că, mă rog, am văzut în piața bancară, spre exemplu, și piața bancară cu 10-15 ani, poate 20, a trecut prin transformări instituționale și probabil și la asigurări vom asista la o reașezare a societăților de asigurări și am vrea să avem niște jucători, niște societăți puternice în piața de RCA, așa cum avem în piața de asigurări de viață, spre exemplu. La cât ar trebui să ajungă rata combinată a daunei ca să putem spune că piața este echilibrată? Mă rog, ar trebui să fie 100%, adică la 100%, pentru că o rată de 100%, așa, media în Europa, la 100 de lei pe care îi iei din primă, de obicei 70-75 se duc înapoi pe plata daunelor. Cam 10-15 sunt cheltuieli de intermediere și de achiziție. Și mai rămân 5-10 care sunt profitul societății, cheltuieli generale, etc., etc. Cam asta este și atunci ajungi la o rată de 100% intrări și ieșiri. Aici distorsiunea la noi, noi ne apropiem acum de o rată, de o cota, plata daunelor de 70. Suntem cam pe la 70, a fost mult mai jos. A fost pe la 60 și a crescut. Rezultă, pe de o parte, fie că daunele sunt, frecvența accidentelor se mai mare și daunele se mai mari, fie că se plătește mai bine. Nu avem un feedback, să zicem așa, de la consumator că se plătește mai bine. Lumea este în continuare nemulțumită, avem în continuare petiții. Dar procentul a crescut. La asta se mai adaugă cheltuieli de intermediere de 20, chiar până la 30%, care sunt din analizele noastre, adică primele comisioanele brokerilor sunt de vreo 18-20%, alte cheltuieli de achiziție se duc până la 30%, sau că am terminat banii. Ajungem la 100. Și atunci societățile n-au profit, deși lumea zice că societățile câștigă bani din asigurări. Unele, da, unele nu. Majoritatea nu prea câștigă. Dar nu e un lucru rău neapărat să facă bani, pentru că de fapt fac și investiții, dezvoltă și produse, adică de aici rezultă. Și atunci, dacă mai adăugăm și cheltuielile generale ale societăților, dacă mai adăugăm că ei ar mai trebui să mai aibă și un profit, deci ne cam ducem pe la 120. Probabil la sfârșitul anului sper să ajungem la această daună a dății și să o ducem în jos pe cât putem. Vedem și efectele măsurilor pe care le-am luat noi cu cheltuielile de intermediere. Mă rog, și să ajungem, deci ar fi ideal acolo. Transparentizarea comisioanelor brokerilor, trecerea lor pe poliță, va duce la o scădere semnificativă a cheltuielor de intermediere? Va fi suficientă sau ASF va avea în vedere în continuare acea limitare a comisioanelor brokerilor?
Noi sperăm, dar dacă nu se întâmplă, rediscutăm limitarea. Pentru că totuși este o asigurare obligatorie la care brokerii intermediari nu fac mare lucru. Până la urmă este o poliță și ei vin și ne dau fiecăruia dintre noi, pentru că alergăm noi să avem această poliță, pentru că altfel nu mai putem să circulăm. Și nimeni nu vrea să fie în trafic fără poliță de asigurare. Dar dacă asta nu se întâmplă, noi am contat pe faptul că transparentizarea va fi, de fapt, o mai bună informare pentru consumatori, pentru cumpărătorii de polițe, să se uite și ei și să înceapă să negocieze. Și să-i spună, doamne, pentru că acum ei se uită la prima totală și nu știu cât din prima totală ajunge în acoperirea despăgubirilor sau altceva. Și atunci, chiar la o primă totală care este aceeași, dar poți ca să negociezi cheltuielile de intermediere, deși, mă rog, oamenii nu este un produs pentru ei, nu sunt așa de... Dacă ar cumpăra pentru ei, cred că ar negocia mult mai mult. Pe de altă parte, și brokerii, ca și societăți de asigurări care au cheltuieli de achiziție, pun la vedere niște cheltuieli care n-ar fi trebuit să le facă sau n-ar trebui să le încarce și probabil se corectează și nu le mai fac. Să vedem trimestrul 1 ce rezultă. Domnule președinte, toate companiile de asigurări care practică RCA au notificat ASF despre majorări de tarife pentru 2015 și cum arată tabloul general așa la nivelul ASF? Ținând cont că ați și modificat ieri, ați ajustat puțin. Avem notificări, în bună măsură, avem notificări. Dintr-o vedere preliminară, așa că n-avem încă o analiză a tuturor notificărilor, ele nu confirmă în nici pe departe creșterile de preț care ne vin din piață. Nu confirmă. Aceste notificări în orice caz nu se duc la 30%. Trebuie să intrăm mai în detaliu, să vedem pe grupe de vârstă, dar culmea este că avem și scăderi. Noi vrem să încheiem această analiză spre sfârșitul lunii, mai ales că noi avem posibilitatea ca să cerem explicații suplimentare, să cerem modelele care stau în fața la acestor calcule, chiar să le returnăm și să solicităm să le refacă. Nu noi aprobăm, dar noi ne uităm la modelele actuariale pe care le folosesc. Și atunci, combinat cu relaxarea pe care am introdus-o ieri, care ar trebui să aibă efect, le dăm posibilitatea, pentru că norma noastră a introdus norme mai rigide pe segmente. Și atunci le dăm posibilitatea să lucreze între segmente și să reducă diferențele, să aplatizeze. Și o să vedem, la sfârșitul lunii, respectiv începutul lunii februarie, o să avem o analiză completă. Dar, repet, de la prima vedere sunt subestimările din piață ca și creșteri. Ce se mai întâmplă cu cel mai mare jucător de pe piața asigurărilor, cu Astra? Ar trebui să urmeze, sau e a doua etapă de majorare de capital social? Am văzut un comunicat Astra de la astăzi, de la administratorul special, în care dă rezultatele pe 9 luni, care nu sunt așa de rele. Deci Astra are o problemă de capitalizare. Deci are un capital negativ și tot ce derivă din asta. Ca și model de business, ca și companie, Astra nu este o companie rea și de asta când ne uităm la rezultatele operative la 9 luni, nu arată așa de rău, dar nu asta este nici soluția și nici rezolvarea și nici nu ne conduce la concluzia că s-a redresat.
Deci Astra a făcut o primă majorare de capital social prin piață și acum este programată a doua majorare de capital social. KPMG, care este administratorul special pentru asta și care lucrează și în relații cu potențialii investitori, a deschis o cameră de date, le-a pus la dispoziție toate aceste date și au un număr de investitori potențiali care se uită în camera de date. Noi nu știm și nici ar trebui să-i știm, dar KPMG-ul eventual poate să ofere informații cu privire la asta sau pur și simplu nu pot să o facă până când ei nu își exprimă interesul în mod oficial. Dar există. Deci se întâmplă ceva acolo. Cred că am mai și spus, știu, mă rog, că sunt 3-4 investitori și strategici și financiari care se uită la Astra. Procesul ăsta probabil va dura câteva luni. Probabil o să știm cândva prin martie dacă a doua majorare de capital are șanse de reușită sau nu, ceea ce înseamnă că Astra va trebui să fie preluată de un investitor, alt investitor străin și că acționarul actual va avea o poziție minoritară. Cam asta este situația. Dacă acest lucru nu se întâmplă, desigur că noi va trebui să trecem la planul B, în care trebuie să reorganizăm asta astfel încât o aducem la, la nivelul de solvabilitate și capitalizare, dar dacă nu reușim asta, mă rog, și un scenariu de avarie este posibil. Și asta o să știm în orice caz, o să știm în prima parte a anului viitor. Creșterea contribuției companiilor de asigurări la fondul de garantare a reprezentat o corecție în raport cu dinamica, cu evoluția pieței sau anticiparea unor riscuri mai mari pentru anul 2015? Sau? Și. Legea spune că autoritatea în constituirea rezervelor pentru fondul de garantare poate să meargă chiar până la 10% din primele încasate. Ceea ce vreau să spun mi se pare foarte exagerat și foarte mult. Contribuțiile au început când s-a constituit fondul pe la 1,5% în medie. După aia ele au scăzut pentru că fenomenele aparente erau sub control. Noi ce am făcut acum? Am făcut o ajustare marginală aproape, adică până la urmă de la 0,8% la 1%. Nu sunt așa creșteri mari, dar am vrut să dăm un semnal că de fapt incidentele pe piața de asigurări se măresc. Riscul de insolvență, faliment e mai mare și mai ales dimensiunea jucătorilor cu probleme financiare este mult mai mare decât a fost până acum. Pentru că acest fond a mai rezolvat câteva situații, dar de-a dreptul marginale și niște societăți butic, așa, micuțe, nu de astea mari. Dar majorarea asta nu reflectă nici pe departe un pericol iminent că noi am avea acum nevoie de bani, că nu putem să rezolvăm problemele. Scenariul de avarie pe care l-am evocat mai devreme și dacă ajungem în situația ca noi trebuie să compensăm asigurații în cazul unui eșec iminent al capitalizării Astra, noi avem bani și fondul este dotat suficient acum și asta am zis-o și asta, mă rog, asigurăm pe toți asigurații că vor fi compensați.
Fondul va avea probleme, evident, dacă mai apar și alte verigi slabe în sistem. Dacă mai apar și alte verigi slabe în sistem, desigur că ne întoarcem către... Este un risc pentru piață și e un cost al pieței și ne întoarcem către eventuală revizuirea contribuțiilor. Dar nu este cazul deocamdată. Asta a fost pur și simplu așa, o ajustare marginală și o atenționare. Anul trecut, într-o conferință, spuneați că ar trebui... Uneori au fost niște derapaje în relația dintre companiile de asigurări și ASF și ar trebui mai multă etică și mai mult respect reciproc. S-a îmbunătățit relația cu ASF-ului, cu companiile de asigurări? Cu unele da, cu unele nu. Tocmai prin aceste măsuri pe care noi le-am introdus în anul trecut, inclusiv normele de audit, chiar până la IFRS, dar IFRS nu este crucial din punctul ăsta de vedere, am urmărit să întărim disciplina și să respecte regula. Relația noastră cu instituțiile, cu societatea de asigurări este una absolut instituțională și comunicarea cu ei este la fel instituțională. Noi avem dialoguri frecvente, lunare, poate chiar mai dese, cu societățile de asigurări ca și grup, ca și asociație profesională. Și cred că au perceput invitația de a aborda profesional și că nu facem excepții. Am încercat în mecanismul de supraveghere, de autorizare, să aplicăm aceleași reguli pentru toată lumea. Am adus chiar, am constituit la nivelul ASF-ului un comitet intersectorial de autorizare și aprobare a persoanelor semnificative, pentru că aici se intervenea cel mai mult. Intervenim pe regimul dreptului de liberă practică în Uniunea Europeană, unde avem iar exagerări în care societăți de asigurări sau broker vor să facă așa, să vândă asigurări în 10-20 de țări europene numai de dragul de a vinde și pentru că, de fapt, au introdus un risc suplimentar din activitatea pe piețele străine pe care nu prea le controlăm. Avem sesizări de la autoritățile naționale, partenerele noastre, despre comportamentul anumitor societăți din România pe alte piețe. Și din acest punct de vedere am întărit supravegherea. Am întărit supravegherea, am întărit analiza de la distanță, analiza de risc și am și luat măsuri mai drastice. E o societate pe care am suspendat-o sau am suspendat două categorii de produse și ne uităm foarte de aproape și la altele, adică nu ne uităm numai la jucătorii mari din piața de RCA care au probleme, ne uităm și la cei mici care ne creează anumite probleme și aici și afară și de asta vreți să punem mai multă etică, pentru că inclusiv comportamentul în prețurile de RCA, în această volatilitate și nu știu, arată oarecare desconsiderare a eticii de afaceri în piață. Dar cum vă ziceam, problemele sunt combinate, dar ele sunt evoluează pozitiv. Ați spus că piața de capital, o altă piață importantă din sfera ASF de reglementare și supraveghere, a trecut prin transformări majore anul trecut. Din punct de vedere ASF, proiectul de updatare a pieței este în calendar, se mai trebuie să mai facă ASF, să mai întreprindă ceva. Știu că ați luat anul trecut o serie de măsuri în acest sens. Odată
schimbările majore în piața de capital la nivel de reglementare, ce s-au întâmplat anul trecut. Iată proiectul 8 bariere, care a fost un efort comun al autorității și cu instituțiile pieții de scăderea costurilor, pe care am făcut-o și am avut scăderea costurilor sau cel puțin a taxelor, de fapt contribuțiilor pe care le pentru ASF până la 70%. Am revizuit toate costurile pentru piață, l-am redus atât la emitenți, la tranzacții, cât și la investitori. Am făcut câteva lucruri care țineau de cele o bariere privind instituțiile pieții, depozitarul central, separarea conturilor și în sfârșit a apărut ordonanța 90 care a intrat în vigoare pe 8 ianuarie, care modifică lucruri privind mandatarea, procura, transferul dividendelor, funcționarea și guvernarea instituțiilor piece, etc., etc. Asta a fost un prim proiect care și-a produs rezultate în 2014, dar continuă și în 2015 și care va dinamiza piața pentru că și va întări instituțiile pieții. Al doilea act normativ a fost Razdagu, deci practic noi în 2015 va trebui să repoziționăm toate societățile care sunt pe Razdag, fie pe sistem alternativ tranzacționare, fie pe bursă, fie pur și simplu se delistează. Și avem un proiect prioritar pentru anul ăsta pe care l-am început anul trecut, și anume infrastructura pieții și un regulament 909 al Uniunii Europene, care presupune o liberalizare totală a listărilor pe alte piețe din Uniunea Europeană. Știți că noi am discutat și am aprobat listarea prin GDPR-uri și la Londra a tuturor societăților, că sunt emitenți noi sau că sunt tranzacționează pe bursă, și va trebui să o facem pentru toate tipurile de instrumente și pentru toate bursele în baza acestui regulament, concomitent cu întărirea și securitizarea depozitarului central, care mă rog, trebuie ca să evităm toate riscurile operaționale și avem un program complet de arhitectură informațională, IT și altele. Și astea sunt lucruri pe care trebuie să le continuăm în prima parte a acestui an. Separat de asta, noi vrem să venim anul ăsta cu un program mai consistent de emisiuni de obligațiuni și chiar să propunem și să convenim cu guvernul sau cu Ministerul de Finanțe niște listări de societăți românești noi și să propunem un nou grup de societăți mari, credibile, care să poată, în care lumea să aibă încredere și să le cumpere. Și evident că în legătură cu asta va trebui să dezvoltăm, am început deja un program de educație financiară, care mai degrabă înseamnă informarea publicului ce pot să cumpere sau cum pot să cumpere pe piața de capital și dezvoltarea pieței de retail. Adică să ajungem ca oamenii, persoanele individuale să cumpere pe piața de capital. Mă rog, cam astea sunt prioritățile noastre și ele, cum zic, când ziceam că avem o bază solidă, anul ăsta, tocmai că anul trecut s-au întâmplat lucruri la nivel legislativ care ne așează nouă baza solidă ca să acționăm în 2015. Și în sfârșit, toate aceste acțiuni conduc către ceea ce ne-am propus noi așa sub proiectul STEAM. Propun la trecerea pieței bursiere de la București, de la stadiul de frontieră, la stadiul de piață emergentă. Este posibil în acest an și un proiect privind schimbarea regimului fondurilor închise de investiții, care să vizeze și SIF-urile și fondul proprietatea? Este posibil. Este posibil și ăsta este un alt proiect pe care vrem să-l facem în 2015. Nu știu dacă își va produce efecte în 2015 sau nu își va produce efecte, pentru că suntem într-un stadiu preliminar.
Stadiul preliminar este cel al redactării unui proiect de lege care să reglementeze fondurile de investiții închise. Acum avem o lege privind fondurile de investiții deschise. Avem o lege sau un proiect de lege în Parlament în transpunerea unei directive europene care privește administratorii de fonduri alternative și ne-ar mai trebui această lege cu fondurile închise, pentru că atât proprietatea cât și SIF-urile ar trebui fie să fie guvernate de legea fondurilor deschise, fie să fie guvernate de o nouă lege a fondurilor închise. Eu cred că atât proprietatea cât și SIF-urile sunt mai aproape de fonduri închise decât de fonduri deschise. Ei au opțiunea cumva să se situeze sub o lege sau alta. Dar asta cred că ar fi ultimul vestigiu, să zic așa, al unei piețe de capital rezultată în urma procesului de privatizare în masă în România și care n-a fost încă terminat sau absorbit. Toate celelalte piețe din regiune nu mai au vestigiile privatizării în masă. Și la noi, atât SIF-urile cât și fondul proprietatea, care au fost rezultatul unor procese de privatizare sau de restituire, ar trebui să intre într-un regim normal de fonduri. Nu mai contează, până la urmă, cum s-au format, de unde au plecat. Și ăsta ar fi. Noi suntem pregătiți ca să facem proiectul de lege, dar el probabil va fi, evident, și subiectul unor consultări publice și cu fondurile și cu factorul politic. Trebuie să treacă și prin Parlament. Trebuie, nu știu dacă își va produce efecte în 2015, dar noi îl lansăm în 2015. Dacă ne uităm la numărul de participanți în sistem, poate cea mai importantă piață din cele trei ar fi piața pensiilor private. Cât de sigur și solid este sistemul la acest moment și ce mai poate face ASF pentru consolidarea performanței, pentru stimularea performanței pe pilonul 3, care e mai puțin dezvoltat decât pilonul 2? Într-adevăr, și ca număr de participanți, dar și ca valoare, până la urmă, fondurile de pensie au ajuns 4,5 miliarde, 3% din PIB, constituie o forță și, când vorbeam înainte de sinergii între cele trei piețe, ăsta este, poate, exemplu cel mai elocvent, pentru că, pe de o parte, ai fondurile de pensii, care sunt investitori pe piața de capital, și, pe de altă parte, ai piața de capital, care trebuie să o reformezi, să o dezvolți, să o consolidezi, ca să fondurile de pensii să poată să folosească piața de capital locală. Și noi le avem pe amândouă și ne uităm la cele două sinergii. Fondurile de pensii sunt foarte sigure. Atât legiuitorul cât și autoritatea au fost super prudenți în a crea tot felul de mecanisme de garantare. Unele sunt chiar excesive, cu prețul de rigoare. De data aceasta, toate costurile suplimentare introduse pentru protecția contribuțiilor la fondurile de pensii, ele sunt suportate aproape exclusiv de administratorii fondurilor de pensii și nu de contribuabili, pentru că noi le calculăm aproape anual niște provizioane pe care trebuie să le constituie ca să acopere riscurile. Există și un fond de garantare care trebuie dezvoltat ca să acopere eventualele riscurile. Există și o supraveghere foarte atentă a acestor fonduri. Și toate astea au condus, evident, la creșterea costurilor operaționale, care este o problemă pentru administratorii de fonduri și pe care, mă rog, încercăm să o adresăm cumva.
Am văzut anul trecut, fondurile de pensie au avut performanțe foarte bune. Au avut performanțe, adică au avut câștiguri de 7-8% din plasamente. Aici ne uităm mai atent. Ne uităm la revizuirea politicii de investiții a fondurilor de pensii, astfel încât din plasamentele pe care le au să crească randamentele, care eventual poate să acopere și niște costuri operaționale care au crescut sau care sunt în creștere. Și când am zis că sinergia funcționează în cazul de față, este că ne uităm la piața de capital. Odată, ce titluri aducem pe piața de capital ca să poată fi investite de către fondurile de pensii? Și vorbeam înainte de obligațiuni pe care vrem să le aducem, vorbeam de noi emitenți, de societăți mari, ca să poată să fie cumpărate de către fondurile de pensii. Ne uităm atât la piața listată, ne uităm și la piața OTC, ne uităm la societăți cu rating, fără rating. Vrem ca să aducem niște îmbunătățiri la politica de plasamente și investiții, care este foarte restrictivă. Și să, tocmai din considerente de super prudențialitate, și să mutăm parte din aceste fonduri, din depozitele bancare, unde nu fac mai deloc bani, spre instrumente de piață de capital, care, mă rog, la nivelul fondurilor de pensii sunt limitate, pentru că ei, mă rog, nu pot să cumpere, nu știu, Nasdaq sau alte lucruri de genul ăsta, așa. Și ăsta este obiectivul nostru principal. Pilonul 3, mai avem două proiecte pe care le abordăm, care sunt pensiile ocupaționale, pe care eventual le-am atașat la pilonul 2, Lifetime Cycle. Pilonul 3 are cauze obiective de ce nu se relansează și ne uităm iar, este iar una din prioritățile noastre. Pilonul 3, evident că, așa cum ziceam, și asigurările de viață au fost în scădere, pentru că veniturile disponibile ale oamenilor au scăzut. Odată cu relansarea creșterii economice, am văzut că toată lumea, mă rog, anul 2014 a fost un an bun, că toată lumea este optimistă în ceea ce privește 2015, inclusiv creșterea veniturilor, pe un fond de optimism, nu? Ați văzut că România e în direcția cea bună, majoritatea, crește consumul, cresc eventual investițiile și noi vrem să încurajăm economisirile și lumea se uită și la pilonul 3. Dar dincolo de asta, două elemente esențiale ar putea să contribuie la dezvoltarea pilonului 3. Să extindem facilitățile fiscale și să crească randamentele acestor fonduri de investiții, care se corelează cu evoluția de ansamblu a pieței. Și am văzut fondurile mutuale, randamentele au crescut, fondurile de pensii pilonul 2 ca și pilonul 3 au crescut, și atunci lumea se uită la pilonul 3 și ca la un fond de investiții. Și eu, pentru prima dată de ani de zile, pentru că eram mai conservator așa în piața bancară și mi-am ținut banii în depozite, acum mă uit la fondurile mutuale, mă uit la fondurile de pensii, la astea care îți aduc randamente mai bune. Cam asta este planul cu pilonul 3. Acest lucru ar însemna o creștere a deductibilității și o relaxare pe partea de politică investițională. Exact. Și desigur că asta cu deductibilitatea nu ne aparține nouă, dar până la urmă este un proiect național, ca și listările, ca și dezvoltarea pieței de capital în România și este. Și da, vom discuta cu cei interesați dacă putem să ajungem la această concluzie. Na, toată lumea pune presiune pe buget, dar putem să găsim jumătate de soluție, dacă nu soluție întreagă. Și o să facem acest lucru.
Consolidarea care are loc pe pilonul 2. Au rămas 7 fonduri, din câte știu. E un lucru bun, în opinia ASF? Nu e un lucru rău, până la urmă, pentru că atât în pensiile private, cât și în asigurările de viață, sunt un număr mic de jucători, de societăți și de administratori, dar sunt foarte buni și foarte puternici. Până la urmă, dimensiunea contează. Și dimensiunea contează. Poate că, mă rog, este unul din fondurile de pensii, poate că are o cotă de piață prea mare și asta se vede și în cheltuielile operaționale și în rentabilitate și în toate cele așelea. Dar până la urmă sunt solide, toate sunt companii foarte bune, adică nu măcar de-am avea această situație și la RCA. Și la RCA avem numai 4 societăți până la urmă, adică e rezonabil, nu avem o problemă, nu e un factor de risc în niciun caz. Nu apare pe niciun radar că ar fi un factor de risc. Cum ziceam, ei sunt foarte buni și foarte puternici. Sunt și, mă rog, participanți ceva mai mici, au fost și ieșiri din piață, sunt și încercări de intrare, dar important e că cei mai mulți sunt solizi și cu reputație. Până la urmă, concentrarea și consolidarea este un fenomen destul de frecvent pe piețele financiare. Și în ciuda avertismentului too big to fail, așa că să nu depinzi de unul singur, noi suntem departe de asta, dar eu văd oarecare consolidare și pe piața asigurărilor, avem 37 de societăți. Mă rog, chiar pe piața bancară de unde am venit, ați văzut că deja consolidarea are loc pe piața bancară. Sunt bănci mici care, din cauza dimensiunii, pur și simplu nu pot să vină profitabile, pentru că pe măsură ce ai produsele tot mai standardizate și profitul tot mai mic, e o presiune pe margini de toate felurile, nici dobânzile nu te avantajează. Băncile știu să facă bani în mediul inflaționist, iar că inflația e 0,8. Până la urmă, băncile mici nu mai rezistă. Cam așa se va întâmpla și în asigurări. Se va întâmpla după Solvency 2 sau chiar înainte? Și, mă rog, nu prea mai e timp așa mult înainte, dar și, până la urmă, Solvency 2 acoperă toate societățile cu peste 5 milioane de euro. Nu prea avem sub 5 milioane de euro, deci e clar că pe regim național pentru 5 milioane de euro nu prea este loc. Dar și când ajungi dincolo, pe urmă, iar piața fondurilor de pensii e chiar consolidată, că mă rog, 7 jucători este, da, în economiile mari, și acolo nu stă așa cu mult mai mulți. Văd și pe piața de capital o consolidare până la urmă, când ne uităm la intermediari, când ne uităm la broker, oricum și brokerii sunt diferențiați funcție de volumul de activitate și activitatea pe care o prestează și deja sunt reglementați la nivel european, în linie cu ceilalți, fondurile mutuale și fondurile închise, adică profesionalizarea, consolidarea înseamnă o masă critică. Nu mai poți să mai stai așa marginal și nu prea mai poți nici în asigurări și nici în piața de capital să mai fii la nivel de IMM sau de afacere de familie. Sunt cerințe tot mai mari de la riscuri operaționale, intrăm într-o lume complet deschisă, atât pe piața asigurărilor cât și pe piața de capital, noi nu o să mai avem un rol prea mare în reglementare și mai ales în reglementarea primară.
cu Solvency 2, în continuare regulamentele, ghidurile vin de la comisie și rolul nostru aici este să le punem în aplicare și să facem supravegherea. Nu să ne mai certăm pe norma RCA, pe activele eligibile, pe asta prea mult. Și aici, da, toți se pregătesc și suportă consecințele.